Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 19-25 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul alătură și acolo ai toate informațiile necesare. Da, dragi Scorpion, pisica vrea atenție și cam despre iubire și partea asta afectivă e despre voi. Da, e și la voi în această săptămână. Adică, în primul rând, e un moment acolo de foarte mare confuzie pentru voi privind o transformare a unei relații, a unei căsnicii, a unui contract important. Dacă ești femeie, în mod special este vorba despre un bărbat din viața ta, care fie este nehotărât, fie are niște probleme. E un moment acolo în care, nu știu, ceva nu e în regulă. Pentru alții sunt chestiuni legate de o afacere, pur și simplu. Sau este vorba despre plăcerea ta, despre iubirea ta. Adică nu mai știi pe cine iubești, pe cine nu iubești, ce vrei, ce nu vrei. Dar uite că ești foarte bine susținut dacă e să-ți asculți intuiția în toată povestea asta și ești foarte bine susținut pe toată această uh, iluzie, să spun așa, da, sau uh, pe toată această situație confuză, ești susținut din punct de vedere legal. Deci acolo e susținere. Pe de altă parte, tot în această săptămână ești bine susținut ca să rezolvi situația asta, da? ca să rezolvi o situație. Uite, poate să fie ceva legat de o casă, de o căsnicie, de o relație serioasă. E nevoie să ai o discuție și prin asta, da, uite, pot să rezolvi anumite chestiuni. Se rezolvă de asemenea și ceva legat de o Afacere pentru alții. Deci, în ciuda acestui uh, uh, amalgam, în ciuda acestei confuzii, ei, până la urmă, rezolvați problema. Însă, vi se cere maturitate da? și, oricum, ar fi să știți că veți ieși bine din poveste din punct de vedere financiar sau discuția pe care o aveți, ceea ce se hotărăște, vă ajută atunci când vine vorba de stima de sine. Și bineînțeles că tot această săptămână vă găsește foarte dornici de afirmare, vă găsește în relații da, destul de um, puternice, adică aveți foarte multe chestiuni de rezolvat legate de acte, legate de instituții, legate de reputația voastră, de bănci, de cine sunteți voi prin lume. Acolo sunt lucruri de rezolvat, însă reușiți, dar în toată povestea asta, vi se cere comunicare, comunicare, vi se cere să apelați la anturajul vostru, vi se cere să studiați problema, da? Chiar sunteți susținuți. Și tot săptămâna asta avem solstițiul de vară, ceea ce înseamnă introarea soarelui în semnul racului, și că începe vara din punct de vedere astronomic, cea mai lungă zi din an. Pentru tine se deschide o perioadă bună, cam de o lună, în care îți crește intuiția, în care. Poți să rezolvi tot felul de chestiuni legate de acte, poți să rezolvi și ceva legat de o călătorie, vei fi mult mai interesat de studii, de a merge undeva departe, vești bune, succes, văd, pe planul acesta al străinătății, sau chiar, de ce nu, din punct de vedere spiritual. Poate e legat și de studii pentru noi. Însă, vezi că timp de un an de zile ești foarte bine susținut și pe ideea aceasta de a comunica de a comunica, de a negocia, de a-ți spune părerea. Acum e momentul tău. Vezi că Pluto mai stă prin Capricorn, da? cam până pe la anul. După aia pleacă de acolo și nu-l mai prins viața asta. Nici eu nu-l mai prind nimeni, că ăsta se întoarce la 200 și ceva de ani într-o Bun. În general, dragi Scorpioni, e un moment în care fie sunt discuții intense privind negocierile, privind clienții, privind casa, familia, privind planul vostru personal. Deci, e un moment de genul acesta. Și da, e o săptămână pentru voi în care veți trece de la emoție la practică veți trece de la o teorie pe care v-ați făcut-o voi, niște gânduri pe care vi le-ați făcut chiar în planul uh, practic. Da? Spuneți, bun, mi a făcut ideile astea, mă duc să văd care e, uh, care e poarta legală, da? care e soluția cea mai bună și vă apucați uh, da? și uh, faceți tot, tot felul de chestiuni pentru viitorul vostru. Dar e ceva mare. Hai să vedem, trei scorpioni și arhanghelii ce transmit. Pisica vrea neapărat să vină cu noi, vrea și motanul, dar nu are loc. Vestea cea bună. Trei scorpioni, vine o veste bună către voi. Cifra 3, foarte importantă pentru tine. Da? E un moment de corectitudine, să știi, săptămâna asta. E un moment în care te eliberezi de o situație. Și avem culorile importante, portocaliu, mov, lila. E o veste foarte mare pe care o afli, are legătură cu o provocare, are legătură cu o situație ciudată în care ai fost pus. Arhanghelul Gabriel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și îți transmite următorul mesaj. Sunt prin excelență mesagerul divin ai încredere, aduc numai vești bune în viața ta. Să des cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Deci, tot felul de vești pe care le primești. Și ele sunt pozitive. Hai să vedem, wow, și tarotul ce spune și a început citirea cu Marele Preot, care din nou vorbește despre un angajament serios, vorbește despre studiu, despre morală, etică, principii și așa mai departe. Da, vreau să văd și celelalte cărți. Până acum simt să-ți spun că e vorba despre o mică mare minune care se petrece în viața ta. Faietonul, regina de cupe, împărăteasa, 9 de monede, îndrăgostiții, 10 de cupe, dragi scorpioni, mai frumos de atât, nici că se putea. 7 de bâte, pazul de cupe. Văd aici o provocare legată de fie un copil, fie o provocare legată de această nouă etapă din punct de vedere emoțional. De asemenea, văd aici faptul că e o săptămână în care pot apărea provocări într-o relație serioasă, într-o situație în care tu te afli, într-un contract, într-un parteneriat. Dar așa cum îți spuneam în prima parte, sunt chestiuni pe care le vei rezolva. Marele preot este o arcană majoră și vorbește despre o legătură cu zodia taur, dar și despre faptul că, în sfârșit, poți avea o discuție și poți lua o decizie înțeleaptă privind o relație. Împărăteasa, la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia balanță și din nou posibil zodia taur. Te văd foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, văd abundență, văd bucurie. Te vei ocupa mult de modul în care arăți, te vei ocupa mult de uh, plăcerea ta, de stabilitatea ta. Regina de cupe în inima ta este cartea ta aici, pentru că reprezintă zorii de apă. O săptămână în care reușești fie să iei o decizie matură privind casa, privind familia, văd o bucurie pentru sufletul tău, vindecare, eliberare, liniște, din punct de vedere personal. Și repet, asculteți ți intuiția, pentru că ea te ajută foarte mult. În mintea ta faie tonul, o legătură cu Zodia Rac, dar văd și un drum pe care tu l-ai de făcut, sau mai multe drumuri. Ai parte de un triumf, de o bucurie. E ceva simbolic pentru tine, pentru acest an 2023. E un lucru absolut magic pentru tine. Da? Chiar un lucru absolut magic. Primești o veste bună, se rezolvă ceva, te unești cu o persoană pentru a rezolva o situație. Nouă de monede în continuare, în exteriorul tău, nouă de monede vorbește despre bani, despre o persoană care la fel se simte sigură pe ea, dar care îți poate fi ușor inferioară dintr-un anumit punct de vedere. În o legătură cu Zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar văd și o decizie importantă pe care cineva o va lua din punct de vedere personal. Și este o decizie care ține de casă, familie, prieteni, persoana iubită, un copil, cineva din jurul tău. Însă, dragi Scorpion, văd și o atracție foarte puternică pe care cineva o are față de voi. E un suflet perecheai. Deci se clarifică o poveste. 10 de cupe, următoarea carte, un ideal care devine realitate. Văd aici o veste bună privind un grup de oameni. Fie este vorba despre. Uh, simt eu să spun pentru unii că e vorba de ceva legat de artă, ceva legat de un plan uh, foarte sensibil. Da? Poate chiar în casă și în familie se hotărăște ceva. Ai un ideal pentru care vei lupta săptămâna asta, și ai și susținere din punct de vedere personal, și vei reuși. Deci, e o săptămână absolut superbă pentru tine. Nici măcar nu o să-ți vină să crezi. Dragii mei scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus, apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, ai acces și la previziunile pentru luna iunie, vei avea acces și pentru iulie. Ai acces și la previziunile pentru anul 2023. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, îți mulțumesc pentru toate mesajele frumoase și, de asemenea, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, dar și pentru faptul că distribui aceste videoclipuri. Funcția abonează te este total gratuită și n are legătură cu funcția alătură. -te. Și, de asemenea, dragi scorpioni, dacă n-ați făcut deja aceste lucruri, eu tot vă mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Vă doresc o săptămână absolut superbă. Pentru că, oricum, o veți avea.